Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și ne ocupăm azi de Sfântul Mormânt, locul unde s-au petrecut cele mai mari minuni ale creștinătății, anul 1326. Biserica Sfântului Mormânt e numită de ortodoxi Biserica Învierii, pentru că nu moartea, ci învierea Domnului reprezintă temelia, cununa, biruința creștinilor. Biserica Sfântului Mormânt e o construcție măreață din secolul al XI-lea, înălțată de cruciați în locul altei biserici vechi zidită de Sfânta Elena în secolul IV în Ierusalim, Israel. Ea adăpostește cele mai scumpe locuri ale creștinilor, muntele Golgota și mormântul Domnului nostru Iisus Hristos, iar jos, în stânca de piatră, se află peștera unde s-a descoperit crucea Domnului de către Sfânta Împărăteasă Elena. În decursul istoriei, biserica aceasta a avut diferite denumiri, dar în general majoritatea oamenilor o numesc pentru că această biserică a fost construită pe locul în care Iisus Hristos a fost răstignit și îngropat într-un mormânt săpat în piatră. Alții o numesc Biserica Învierii pentru că aici a înviat Domnul. Biserica are o importanță deosebită pentru creștinii ortodoxi, dar și pentru cei de alte confesiuni creștine care vin aici să se închine și să aducă slava lui Dumnezeu pentru toate câte a făcut El pentru noi. Imediat după răstignirea și învierea Mântuitorului, locul Golgotei și al Sfântului Mormânt au fost venerate ca sfinte nu numai de către apostoli și de creștinii din Ierusalim, dar și de alți credincioși creștini de pe cuprinsul Țării Sfinte și al întregii lumi. După înfrângerea ultimelor revolte iudaice, împăratul roman Adrian, care nu-i suporta pe iudei și nici pe creștini, a hotărât ca toate edificiile creștine și iudaice să fie profanate și transformate în edificii păgâne. Astfel și pe locul Golgotei, din porunca lui, a fost construit un templu păgân. Pe la începutul secolului IV, din poruncă, templul păgân a fost dărâmat și în locul său a fost construit un vast ansamblu de edificii menit să permanentizeze în memoria credincioșilor creștini ultimele momente din viața Mântuitorului. Abia după sinodul ecumenic de la Nicea, în anul 325, Constantin a poruncit episcopului Macarie, al Ierusalimului, să distrugă templul zeiței Venus și pe cel al lui Jupiter. Constantin a dat poruncă să se clădească nu numai o bazilică mai frumoasă decât toate celelalte din lume, dar încă și alte construcții care să depășească tot ceea ce există mai deosebit în celelalte orașe și le-a pus constructorilor la dispoziție marmura și coloanele cele mai de preț. Arhitecții Eustațiu și Zenobiu s-au apucat să construiască o bazilică de primă mărime, dovada biruinței politice a creștinilor și afirmării Ierusalimului drept capitala lor religioasă. În anul 335, reuniți în sinodul de la Tir, episcopii au venit să sfințească noua bazilică, care va purta numele de Biserica Sfântului Mormânt. Biserica Ortodoxă face pomenirea începerii construirii Bisericii Sfântului Mormânt la data de 13 septembrie. Începând cu secolul IV și până în al VII-lea, Sfântul Mormânt, gigantic complex monumental, cunoaște vremea sa de glorie. Loc de pelerinaj, de prim ordin al creștinătății, el e slăvit în toate relatările călătorilor. Perioada s-a întunecată începe în veacul al VII-lea, fiecare secol fiind după aceea de catastrofe distrugătoare, urmate doar de niște restaurări sumare. În anul 1614, cu ocazia cuceririi Ierusalimului de către perși, Sfântul Mormânt a fost incendiat și Sfânta Cruce furată. Însă împăratul Heraclius a recuperat-o, iar patriarhul Modest al Ierusalimului i-a refăcut părțile deteriorate, în tocmai ca cele dinainte. De acum înainte, în repetate rânduri, cotropitorii Ierusalimului aduceau stricăciuni nu numai, dar și conducătorilor și slujitorilor de aici, mulți dintre ei fiind omorâți în chinurile cele mai groaznice. Cucerirea arabă din 632 a pus capăt prezenței bizantine în această regiune. Toleranța era o regulă și califul Omar s-a mulțumit să se roage în afara Sfântului Mormânt, fiindcă, zicea el, dacă m-aș fi rugat în această biserică, ea ar fi rămas pierdută pentru voi creștinii, deoarece credincioșii v-ar fi luat-o zicând că aici s-a rugat Omar. Dar era oricum amenințată de ruină. Un cutremur în secolul al IX-lea a precedat distrugerea ordonată de califul Hakim în 18 octombrie 1009. Cronicarul Ioan din Antiohia povestește cum executanții poruncii califului au ras la pământ întreaga biserică, în afară de acele părți imposibil de dărâmat sau prea greu de mișcat din loc, adică rotonda Anastasis, care mai exista până la primul etaj și azi.
La începutul secolului XI, ansamblul creștin de aici e complet distrus din porunca unui calif al Egiptului, dar împărații bizantini au reconstruit-o imediat. În vremea cruciadelor creștine, bisericii Sfântului Mormânt i-au fost adăugate în imediată apropiere noi paraclise și biserici reunite sub același acoperiș. Reconstruirea bisericii a fost inițiată de cavaleri în 15 iulie 1099. Cruciații încep să renoveze biserica în stil romanesc și îi adaugă o clopotniță. Aceste renovări care reunifică locurile sfinte sunt finalizate în timpul domniei reginei Melisende, în anul 1149. Această construcție a fost sursă de inspirație pentru bisericile din Europa. Călugării franciscani o renovează mai târziu, în anul 1555, dar biserica e neglijată în ciuda numărului în creștere de pelerini. În anul 1808, un incendiu îi afectează grav structura, provocând căderea domului rotondei și sfărâmarea decorațiunilor exterioare ale ediculei. Rotonda și ediculul au fost reconstruite în anul 1809. Focul nu a atins interiorul ediculei și nici decorațiile din marmură ale mormântului, care majoritatea datau de la restaurarea din anul 1555. Domul actual datează din anul 1870. Restaurări ample au început în anul 1959, incluzând și redecorarea domului în perioada anilor 1994-1997. Deși uneori cu sacrificii materiale, de acum înainte a fost posibil ca biserica să fie frecventată de toți creștinii. În timp, întregul complex a cunoscut generozitatea unor prinși și domnitori, chiar și a celor romani. Aceste ajutoare bănești au permis în timp întreținerea bisericii și renovarea pe rând a rotondei, a iconostasului sau a altor lucrări de reparație și întreținere. Din pricina unui devastator incendiu, la începutul secolului XIX, biserica a fost refăcută. A urmat apoi repararea stricăciunilor produse în urma unui cutremur, precum și a altor stricăciuni pricinuite de război sau de trecerea timpului. Sfântul Mormânt e folosit de toate trei bisericile, ortodoxă, coptă și catolică. E un edificiu din granit roșu cu un mare număr de sfeșnice uriașe în fața lui. Chiar în fața mormântului e zona principală în care stau credincioșii la slujbă și care a fost înconjurată cu ziduri și e folosită de ortodoxi. Pentru a evita discuțiile dintre confesiuni, s-a realizat o delimitare a drepturilor fiecăreia asupra zonei, precum și un statut de funcționare a bisericii și a locurilor pentru închinare din Țara Sfântă. Masiva clădire e pusă ca un clopot deasupra Golgotei. Pe deasupra tuturor bisericuțelor de aici s-a zidit și ridicat o singură imensă biserică ce poartă numele de Biserica Sfântului Mormânt. Ar fi fost mai nimerit numele de Biserica Golgotei sau Biserica Învierii, pentru că întreaga religie a creștinismului de înviere se leagă și nu de mormânt. Între o capelă și alta, distanțele sunt mici, căci toate pregătirile răstignirii și răstignirea s-au petrecut în jurul aceluiași loc. În partea din fața bisericii se află o curte spațioasă în care se adună pelerinii în timpul marilor sărbători și procesiuni creștine de peste an, dar și pentru a asculta indicațiile ghizilor despre istoria bisericii și a evenimentelor sfinte petrecute aici. Din această curte, cu formă pătrată, se pot vedea împrejur mai multe mănăstiri și paraclise ale ortodoxilor, armenilor și copților. Spre nord se deschid sub forma unor arce două intrări, una zidită, iar alta care permite accesul înăuntru. Pe această ușă, numită Poarta Sfântă, se păstrează două inscripții adresate pelerinilor. Închinătorule, intră întru bucuria Domnului, în cerul plin de lumină, și intrați în curțile Domnului, în mormântul dătător de viață, unde se lășluiește harul și stăpânește lumina cea binecuvântată. Coloanele de marmură albă din stânga intrării sunt fisurate în partea de jos. Tradiția ne spune că într-un an credincioșii ortodoxi, neavând cu ce să achite taxele impuse de turci pentru intrarea în Sfântul Mormânt, au rămas afară pentru a primi ceva din cer. Atunci, în chip minunat, focul dumnezeiesc, care cobora în fiecare an în Sâmbăta Mare la Sfântul Mormânt, a lovit aceste coloane, lăsând aceste urme vizibile și azi. Intrând în biserică, la numai câțiva metri de la intrare, ajungem la Piatra Ungerii. Este de fapt o lesfere din piatră roșiatică, care protejează locul în care Iosif din Arimatea și Nicodim au așezat trupul Domnului după ce l-au coborât de pe cruce.
Despre acest loc citim în Sfânta Evanghelie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în giulgiu cu miresme, precum e obiceiul de mormântare la iudei. Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină și în grădină un mormânt nou, în care nu mai fusese nimeni îngropat. Acolo l-au pus pe Iisus, pentru că mormântul era aproape. Iar făcându-se seara, a venit un om bogat din Arimatea cu numele Iosif, care și el era un ucenic al lui Iisus. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să-i se dea. Și Iosif, luând trupul, l-a înfășurat în giulgiu cu radein și l-a pus în mormântul nou al său pe care îl săpase în stâncă și, prevălind o piatră mare la ușa mormântului, s-a dus. Matei 28, 57 cu 60. Deasupra plăcii de marmură atârnă frumos mai multe candele. Pe mozaicul din față e prezentat în culori foarte vii acest eveniment cutremurător. Împrejurul acestei lespezi din marmură acoperită cu mir și petale de trandafir, mulțimile cântă prohodul Domnului. La câțiva metri de acest loc spre răsărit se înalță o stâncă, încadrată azi într-un paraclis mai spațios cu două altare. Acest paraclis e zidit pe piatra muntelui Golgota, pe locul în care a fost înălțată crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. În dreapta crucii se află primul altar și marchează locul în care Iisus a fost dezbrăcat de hainele sale și pironit în cuie pe lemnul crucii. În mijlocul altarului principal, numit Sfânta Golgota, e fixată în crăpătura stâncii o cruce care ne amintește de răstignirea Domnului. În imediat apropiere este o icoană a Sfintei Fecioare Maria, prin inima căreia a trecut durerea ca și o sabie, văzând pe fiul ei prea iubit, răstignit între tâlhari. Și toate mulțimile care veniseră la această priveliște, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-și pieptul, iar alții îl huleau împreună cu arhierei și cărturarii și îl banjocoreau, dar Iisus s-a rugat zicând: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și strigând iarăși cu glas mare, și-a dat duhul. Și iată că tapeteasma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos și pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți au înviat și s-au sculat. Iar sutașul și cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cutremurul și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte zicând: Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era acesta, Matei 28. Azi, pe acest loc, se află Sfânta Masă a altarului, pe care se slujește zilnic Sfânta Liturghie. În partea de jos a Sfintei Mese, niște panouri transparente protejează stânca Golgotei, crăpată de cutremur. Credincioșii pot atinge această stâncă printr-un orificiu al unui disc din aur, împodobit cu scene de pe drumul crucii, donat Sfântului Mormânt de către domnitorul român Șerban Cantacuzino. Locul e cunoscut în Evanghelie ca locul căpățânii. Prin panourile protectoare ale stâncii laterale se poate vedea și azi stânca înroșită de sângele lui Hristos, care s-a scurs de pe piatra Golgotei, peste căpățâna lui Adam, părintele neamului omenesc, al cărui păcat a fost răscumpărat prin jertfa lui Hristos. Coborând scările de la altarul Golgotei, ne întoarcem iară spre piatra Ungerii, în partea de apus a bisericii, și înaintăm spre Sfântul Mormânt, în care a fost pus trupul lui Hristos. Sfântul Mormânt se află în partea de vest, înaintea Bisericii Învierii, în mijlocul unui spațiu circular de mari dimensiuni acoperit cu o cupolă uriașă, susținută de coloane din piatră. Sub centrul acestei cupole se află cuvuclionul, cu forma unui mormânt ebraic vechi. Cuvântul cuvuclion înseamnă cămară sau tezaur împărătesc și aici marchează locul exact al Sfântului și Preamălitului mormânt din care a înviat Hristos. La intrarea în Sfântul Mormânt, în partea dinspre răsărit, se află icoana Învierii Domnului cu inscripția: Învierea lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus. Iar în partea superioară, alte inscripții ale Învierii: Toți credincioșii să se închine ție mormânt primitor de viață, că a fost îngropat în tine și a înviat cu adevărat Hristos Dumnezeu. Și cei care negați învierea trupurilor, intrând în mormântul lui Hristos, învățați că a murit și a înviat din nou. Trupul dătătorului de viață spre încredințarea învierii celei de pe urmă în care nădăjduim. În fața acestora atârnă numeroase candele. Capela Îngerului este prima încăpere în care pășim.
Bisericuța Mormântului e o construcție micuță, sub formă dreptunghiulară, și are două încăperi. Intrând pe ușa joasă, în primul spațiu din interior, ajungem în capela Îngerului. În centrul acesteia se află un prestol peste care stă așezată o piatră sub formă pătrată. Această piatră, protejată de un geam, e o bucată din piatra care a fost așezată la ușa mormântului lui Hristos. Și iată, s-a făcut cutremur mare ca Îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și a așezut deasupra ei, și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. Iar Îngerul, răspunzând, a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați, nu este aici, că s-a sculat, precum a zis, veniți de vedeți locul unde a zăcut. Matei 29. Pe această piatră, la fiecare miez al nopții, e așezată o sfântă masă și se săvârșește sfânta liturghie. În dreapta și în stânga, în pereți, sunt două nișe circulare, care comunică cu exteriorul. Prin acestea, în Sâmbăta Mare, în sâmbăta de dinaintea Sfintelor Pași, Patriarhul Ierusalimului scoate câte o torță aprinsă cu sfânta lumină, care coboară din cer pentru a împărți mulțimii credincioșilor care așteaptă afară. În cea de-a doua încăpere a Cuvuclionului, în partea dinspre apus, se află o altă încăpere, reprezentată de o inscripție interioară ca un purtător de viață mai împodobit decât Raiul și mai luminos decât toată cămara împărătească. Intrarea în această încăpere se face pe o ușă mică și joasă, prin care poate pătrunde doar un singur credincios. Încăperea are vreo 2 metri lungime și permite numai câtorva credincios să stea deodată înăuntru, în vreme ce alții așteaptă în rugăciune în capela Îngerului, iar alții în fața Cuvuclionului în Biserica Mare. De fiecare dată, câte un călugăr ortodox supraveghează închinarea credincioșilor la Sfântul Mormânt pentru a se evita neorânduiala sau îmbulzeala. În dreapta ultimei încăpere a Cuvuclionului se întinde o lespede din marmură albă, care protejează locul pe care a fost așezat trupul mort al Dumnezeiescului Răscumpărător, care după 3 zile a înviat. În acest loc, milioane de oameni din întreaga lume au îngenunchiat, rostind cele mai sfinte rugăciuni împletite cu lacrimi de durere, de mulțumire sau de speranță. Aici realizez poate cel mai bine că orice jertfă ne conduce spre înviere, că orice gest de bunătate ne apropie de Dumnezeu și de semeni, și că nimic nu ne mai poate despărți de Hristos, nici chiar și moartea. Hristos a înviat. Troparul imprimat pe Sfântul Mormânt rostește: învierea ta, Hristoase Îngeri, o laudă în ceruri și pe noi pe pământ ne învrednicește cu inima curată să te slăvim. Cuvuclionul are un caracter interconfesional și acolo sluge zilnic după un program stabilit, mai întâi ortodoxi, apoi armenii, copții și catolici. Ieșind din interiorul Sfântului Mormânt spre răsărit, ajungem în fața unei biserici mari numită Biserica Învierii. Această biserică se află în centrul întregului complex bisericesc și aparține în exclusivitate ortodoxilor. Aceasta este catedrala propriu-zisă a Sfântului Mormânt. Aici se săvârșesc slujbele zilnice ale ortodoxilor, la care de obicei participă un mare sobor de preoți și arhierei. În mijlocul bisericii stă așezat un sfeșnic special care marchează, după Sfintele Scripturi, centrul geografic și spiritual al Pământului. Biserica e foarte mare și impresionează prin stilul arhitectonic de tip romanic și prin atmosfera interioară tipic ortodoxă. Sub aceeași rotondă imensă a Sfântului Mormânt se află și alte altare creștine, începând din sud cu altarul armenilor, spre apus altarul copților, niște oameni foarte modești și respectoși, iar spre nord, capela catolicilor. Acest altar dinspre nord, care aparține franciscanilor, e construit pe locul în care Domnul s-a arătat după înviere femeilor mironosițe. Și plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică și bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor lui învierea. Dar când mergeau ele, iată, Iisus le-a întâmpinat zicând: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Matei 29. Altarul e cunoscut și sub numele de Capela Sfintei Maria Magdalena, pentru că aici este locul în care Iisus s-a arătat iarăși Mariei Magdalena, care stătea afară lângă mormânt și plângea. Și a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Zisa ei Iisus: femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea, crezând că este grădinarul, i-a zis: Doamne, dacă Tu l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi ridica. Iisus mi-a zis: Maria.
Întorcându-se aceea, a zis învățătorule, Ioan 20. Urcând câteva trepte, ajungem într-o altă capelă catolică, în locul care, după tradiție, Mântuitorul s-a arătat Sfintei Fecioare Maria după înviere. În interiorul capelei se află și un fragment din coloana de piatră de care a fost legat Domnul la pretoriu, când ostașii romani l-au bătut și l-au batjocorit. Tot aici tradiția ne spune că Patriarhul Ierusalimului și Sfânta Împărăteasă Elena au atins lemnul crucii de un mort și îndat acela înviat. Culoarul interconfesional care încojoară cu vuclionul și Biserica Învierii continuă din acest loc spre răsărit, până la un mic altar, construit peste locul în care soldații romani l-au păzit pe Iisus înainte de a fi răstignit. În pardoseala paraclisului se află o lespede din piatră cu două orificii în care erau introduse picioarele celor condamnați, iar pe dedesubt erau legați cu un lanț. Din acest motiv, locul acesta e numit și Paraclisul Butucilor, pentru că aici au stat și picioarele lui Iisus legate în acest fel, înainte de răstignire. Sfânta sa mamă, Fecioara Maria, a stat aici aproape de Iisus, împreună cu alte femei evlavioase și toate plângeau. Din cauza durerilor, pricinuite de patimile și umilirile lui Iisus, Maica Domnului a leșinat aici de durere. Locul leșinului e marcat de o icoană a Maicii Domnului Făcătoare de Minuni. În partea de răsărit a Bisericii Învierii, plecând de la altarul închisorii lui Iisus spre Golgota, întâlnim pe rând două paraclise mici. În primul dintre ele, tradiția localizează locul în care soldații romani au omorât un sutaș roman cu numele Longin. Acest sutaș era un fel de superior al soldaților romani, însărcinat cu supravegherea răstignirii lui Iisus. Mișcat profund de toate cele văzute, el a mărturisit înaintea tuturor zicând, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost acesta. Matei 28:54. Pentru mărturisirea acestui adevăr, el a fost decapitat, iar capul s-a aruncat în groapa de gunoi a orașului. O femeie oarbă din oraș descoperă prin vedenie capul Sfântului și primește îndată vindecare. Astfel, Sfântul Longin a devenit primul martir și mărturisitor al credinței creștine. Acesta a fost pe vremea lui Tiberiu, cezarul din Capadocia, sutas sub ascultarea lui Pilat, guvernatorul Iudeii, și a fost rânduit din porunca aceluia să slujească la cinstitele patime ale lui Hristos și la răstignire și să păzească mormântul cu strajă, adică cu ceata sa de ostaș, ce avea sub ascultarea lui. Văzând el minunile ce se făceau cu tremurul și întunecarea soarelui, mormintele ce se deschideau, morții care ieșeau afară și pietrele care se desficau, a strigat tare zicând, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Acesta și cu alți doi ostași, care mai pe urmă împreună cu el au mărturisit, n-a primit arginții care i s-au dat de către iudei ca să tăgăduiască învierea. Apoi, lăsându-și slujba ce era pe seama lui și mergând în țara sa, propovăduia apostolește pe Hristos Dumnezeu. Deci, plecându-se Pilat, mai vârtos fiind stricat prin făgăduința de bani de la iudei, a apărut pe Longin cu scrisori către Tiberiu, cum că și-a lăsat slujba și se află în patria lui, propovăduind pe Hristos Dumnezeu. Și Tiberiu îndată a trimis cu porunca lui de a tăia capul. Și lui și celor doi ostași ce erau cu el și-au adus capul din Capadocia la Ierusalim, ca să se încredințeze Pilat și iudeii de moartea lui și pentru ca să ia Pilat cele ce îi se făgăduiseră. Deci, i-au ascuns cinstitul cap afară din cetate în niște gunoi. Și peste mulți ani o femeie slăvită din Capadocia, pierzându-și vederea ochilor, a mers la Ierusalim cu un fiu ce l-avea unic născut, ca să poată să-și găsească leacul orbirii la acele sfinte locuri. Și ajungându-o și moartea fiului său, își plângea îndoita jale. Deci arătându-se în vis fericitul Longin și spunându-i cine este și arătându-i unde era capul îngropat, a îndemnat-o să sape să-l scoată de acolo, că se va tămădui la ochi și își va vedea și pe fiul său ce se afla preamărit. Femeia, aflând gunoiul, sapă cu mâinile și scoase capul Sfântului și îndată i s-a tămăduit vederea ochilor și a văzut în vis pe fiul său că era împreună cu Sfântul și avea cinste acolo. Atunci a îngropat moaștele fiului său într-un loc cu capul Sfântului, fiindcă așa îi zisese Sfântul prin vis. Și s-a dus la Capadocia ca și Saul, care căutând asinii tatălui său, a dobândit împărăția. Așa și ea, căutându-și lecuirea ochilor, a dobândit aceasta și pe Sfântul l-a aflat de atunci cald ajutător.
Drept aceea, zidindia mucenicului o biserică foarte frumoasă și punând acolo muceniceștile moaște, se îmbogăți și ea și toți credincioșii de izvoare de tămăduiri într-o mărire a Domnului nostru, Iisus Hristos. Altarul împărțirii veșmintelor e foarte aproape de Golgota. În acest loc, soldații romani au aruncat sorții, zarurile pentru hainele lui Iisus. Iar ostașii, dacă au răstignit pe Iisus, au luat hainele lui și l-au făcut patru părți, fiecare ostaș o parte și cămașa. Și era cămașa necusută, de sus țesută peste tot. Și au zis ostașii între dânsii să nu sfâșiem, ci să aruncăm sorții pentru dânsa, a căruia va fi ca să se împlinească scriptura ce zice: împărțit au hainele mele lor și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Deci ostașii acestea au făcut. Ioan 19:23-24. Paraclistul cu nunii de spin se află în imediată apropiere a locului răstignirii, la numai câțiva metri de paraclisul lui Adam. În centrul paraclisului este un stâlp de granit încadrat sub o sfântă masă din marmură împrejmuită cu sticlă. Pe această coloană ruptă, tradiția ne spune că a fost așezat Domnul în pretoriu când soldații romani au pus pe cap coroana cu spini. Pe icoanele care împodobesc paraclisul sunt reliefate câteva scene ale judecății lui Iisus. Ca o expresie a chinurilor suferite la pretoriu și azi din lemnul icoanelor, se poate observa cum sângele încă mai curge din picioarele și fruntea lui Iisus. În vinerea de dinaintea de Paști, mulți credincioși își alipesc urechea de sfânta masă de marmură care încadrează stâlpul de granit și pot auzi sunetul suferințelor. Mulți creștini aud aici loviturile biciului, precum și bătăile ciocanului care au bătut cuiele în mâinile și în picioarele lui Iisus. Între paraclisul încoronării Domnului cu spin și cel al împărțirii hainelor se află un culoar care coboară în partea de răsărit a muntelui Golgota, paraclisul aflării Sfintei Cruci. În vechime aici erau niște cisterne imense săpate în piatră pentru acumularea apei care era folosită în anotimpul secetos. După răstignire, crucea Domnului a fost aruncată de evrei în această cisternă împreună cu cele ale tâlharilor. Pentru a se șterge urma acestor evenimente, cisternele au fost umplute cu gunoaie și pietre, așa încât pe la începutul secolului IV, aproape nimeni nu mai știa ce s-a întâmplat cu Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Domnul. În această vreme, Sfânta Împărăteasă Elena a venit la Ierusalim și, preluând unele informații de la localnici, a săpat în aceste cisterne până a găsit cele trei cruci în partea mai de jos a cisternei. Azi aici se află un mic paraclis închinat Sfintei Cruci, iar în partea de sus este statuia Sfintei Împărătese Elena, care asista la aceste săpături și arunca bani din aur soldaților romani pentru a continua săpăturile. Urcând câteva trepte spre Biserica Învierii, ajungem în altarul tâlharului Dismas, care pe cruce a primit făgăduința iertării. Tradiția ne spune că nimeni nu știa care dintre cele trei cruci era a Domnului și atunci au luat toate cele trei cruci și au mers pe locul în care se află azi altarul arătării Domnului de lângă Sfântul Mormânt. Și așa a lucrat Dumnezeu, ca trecând pe acolo un convoi cu un mor spre groapă și atingând mortul de cele trei cruci, mortul a înviat în momentul în care a fost atins de crucea pe care a fost răstignit Iisus. Biserica Învierii Domnului e cel mai sfânt loc de pe pământ. Aici s-au petrecut cele mai mari minuni ale creștinătății. Cele continuă și a să impresioneze sau să convertească total la credință nu numai pe cei mai puțin credincioși, dar și pe alți oameni de alte religii, care din simpli turiști devin creștini în cel mai autentic sens al cuvântului. Martirul Sfintei Lumini din anul 1326. În anul 1326 erau trei sultanate turcești, unul în Damasc, unul în Egipt și unul în Babilon. Ce au zis turcii? Când vin creștinii la Ierusalim să serbeze Paștile, să nu le dăm voie să slujească până ce nu vor plăti taxa de 9.000 de bani de aur, căci turcii nu cred în Hristos. Patriarhul ortodox Ioachim n-a avut de unde să plătească suma pentru ca creștinii ortodoxi, care erau puțin în Ierusalim, și doar 100 de preoți, căci erau religii altele de tot felul. Dar sunt două străzi de armeni în Ierusalim, moșieri bogați mari, ei au zis: plătim noi taxa.
Dar turcii au întrebat de ce iese Sfânta Lumină numai la ortodoxi și nu iese și la voi. Armenii au zis, pentru că ortodoxii numai ei slujesc la mormântul lui Hristos și pe noi ne-au dat la o parte. Da, dacă veți sluji voi, va veni lumina? Noi plătim și taxa, au zis armenii. Lumina va veni la noi, la armeni. Turcii au zis, de nu iese lumina la voi, o să o pățiți. Noi scoatem pe ortodoxi din mormânt și l-au luat pe patriarhul Ioachim și l-au închis în mănăstirea Sfântul Sava din Ierusalim cu toți preoții. A zis patriarhul, dacă nu ne lăsați să facem slujba de la mormântul lui Hristos, o să facem la biserica Sfântul Iacob, care e aproape de mormânt, iar turcii le-au dat voie ortodoxilor la aceasta. Dar turcii au pus de pază peste ei doi turci generali de armată ca să nu vină vreun creștin la mormânt. Creștinii au început a plânge și au zis că s-a supărat Dumnezeu pe ei și i-a îndepărtat de la mormântul lui Hristos, dar patriarhul le-a zis, nu vă temeți care să se facă minune mare. Armenii ziceau că lumina la ei o să vină, iar patriarhul zicea că de va vrea Hristos să iasă lumina la ei, n-avem noi ortodoxii ce face. Armenii au făcut slujba și ziua și noaptea, dar n-a mai venit Sfânta Lumină. Turcii le-au zis, de ce n-a venit Sfânta Lumină, că ați plătit taxa? În același timp, ortodoxii făceau slujba tocmai a doua zi pe când răsărea soarele și când a zis patriarhul, Hristos a înviat. Un stâlp de marmură din biserica Sfântul Iacob a crăpat și a ieșit Sfânta Lumină în vârful stâlpului. Patriarhul a pus o scară și au luat Sfânta Lumină din vârful stâlpului și în acest fel Sfânta Lumină a ieșit tot la ortodoxi. Generalul turc de pe vârful stâlpului, care păzea acolo pe stâlp, a strigat, cred în Hristos. Celălalt general de lângă el i-a și tăiat pe loc cu sabia capul celui care a strigat că el crede în Hristos. Moaștele acestui general turc convertit și martir al Sfintei Lumini le-am sărutat și eu. Sunt acolo în Ierusalim și acest turc este martirul Sfintei Lumini. Văzând turcii că Sfânta Lumină a ieșit tot la ortodoxi, au pus un ciubăr cu murdărie înaintea ușii Sfântului Mormânt și fiecare armean trebuia să mănânce câte o lingură de murdărie și în acest fel i-au spurcat turcii pe armeni. Anul 1326, de atunci a rămas o zicală, e bine să te duci cu armenii la biserică, dar să nu mănânci cu ei, că ei caută să te spurce, așa cum i-au spurcat turcii pe ei când n-a venit Sfânta Lumină. Distanța de la Sfântul Mormânt până la Biserica Sfântului Iacob, unde s-a aprins Sfânta Lumină, e de 100 de metri. Stâlpul e fotografiat și săpat din marmură, fiind pus în altarul Bisericii Sfântului Iacob. Aceasta este minunea cu armenii din anul 1326. Generalul turc convertit și martir al Sfintei Lumini e pus în Biserica Sfântului Iacob. De aici se vede că Iisus Hristos numai o biserică a întemeiat, pe cea ortodoxă. Aceasta este mântuirea lumii. Sfânta Lumină e dovada sigură că numai ortodoxii sunt pe calea adevărului pur al lui Hristos, drum ce duce sigur la ceruri. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!